Dacă nu v-ați făcut un plan pentru prima seară a săptămânii, avem noi un pont. De la ora 19 în această seară, Cinema Ateneu ne propune spre vizionare o premieră, documentarul Chipuri Locuri, care aparține lui Agnes Varda, una dintre cele mai importante figuri ale noului val francez. Filmul a avut premiera absolută în România la finalul săptămânii trecute și este, de fapt, o călătorie prin mai multe sate din Franța într-o camionetă transformată în studio foto, iar realizatorii întâlnesc localnici, le descoperă poveștile și le transformă portretele în imense fotografii rurale. Le expun pe case, hambare, fațade de magazine sau scot trenuri și scola iveală umanitatea subiecților și pe cea proprie. Vizionare plăcută!